hotel și când Coloțeapă, nu era. Era doar o locație făcută aiurea. Bună! Bună! Nășica mea frumoasă! Ce faci, iubita mea? Nu pot să spun că a fost exagerat de plin drumul. M-a enervat că era puțin așa, întunecat. Nu știu ce să ne aștepte, ce sejur minunat ne va aștepta la mare. Dar am ajuns în sfârșit, chiar deodată cu Lizeta, cu nașa mea, am ajuns deodată, parcă ne-am vorbit, în fața atelierului. Mihaela, aici? Domnșoara Mihaela, că ești. A, te pup, Mihaela. Te pup. Uite că am ajuns, scuze că am ajuns așa târziu. Dar noi am întâmpinat o cărță de probleme, deci noi ne-am pierdut pe aici. Păi noi am vrut să ne ducem prima dată să ne lăsăm bagajele la hotel. Și ăștia au făcut locația în centru, printre blocuri, în centru Constanței. Nu trebuie cu ele materiale. Și m-am trezit că sunt undeva în mijlocul, între niște blocuri. Și acum mi-a zis un băiat. Să rămână! Ce faci? Uite, ce faceți voi aici? Uite că vin și eu pentru prima dată în atelier. Direct am venit. Păi familia Pastramă nu putea să aibă peripeții și cu hotelul? Am făcut o rezervare după prietena mea, Diana, care va sosi și ea. Și eu am ajuns cu o zi mai repede. Am zis să îmbin utilul cu plăcutul. Dacă tot mă duc la mare pentru afacere, să stau și vreo două zile după. Și am mers la un hotel unde n-am mai fost niciodată. Nu știam unde este acel hotel. Și cineva a făcut locația greșit în Constanța. Și am ajuns între niște blocuri și am fost dezamăgită total. A, așa, aici era atelierul și acolo erau ochelarii, nu? A, și ai modificat tot. A, ok, n-am fost aici, mamă, da, este Dita mai atelierul. Bună, bună. Vă dați seama când am intrat, prin magazin și în loc să mă duc la atelier, iar am început să mă uit să văd ce haine am mai primit. Eu sunt nebunită. Sunt ca și cățelușii aia care dacă văd așa un jambon pe ață, se duc acolo, nu se mai duc la adresat unde îi pune stăpânul. M-am dus și eu după toate să văd ce am mai primit Mihaela prin magazin, ce am mai scos nou. Și am ajuns și eu, bineînțeles, după 10 minute în spate la atelier. Da, nu știu, că de la tine nașe primesc orice. Orice. Ce faci, Nușcă? Păi, cine te iubește pe tine? Uite, acum nu așa, atunci cine? Păi, da, ce să mergi? Stai jos, Nușcă. Vrei un cappuccino sau o cafea? Nu, seara nu vrea. Seara? Apă? Plata sau mine? Apă, plata. Ce bea, bea și ea. Capul. Cum am ajuns acolo? Nașa, care e nașa, a venit prima dată. Ne-a luat în brațe, ne-a pupat, ca de fiecare dată, cum e nașa. Apoi a venit și Mihaela. Era normal, Mihaela era la atelier acolo în spate. Avea rost să mă bag eu în materialele lor, să cu rochii, cu alea. Eu m-am dus, m-am retras la o masă frumos ca bărbații și norocul nașa care a venit și a stat cu mine. Că nu avea, nu să știu eu, povestea lui Brigitte cu rochile, că vrea să-și facă nu știu ce. Au stat fetele să-și facă treaba. Eu sunt bărbat, nu mă bag și la rochi. Să îmbracă ultima modă, cum s-a îmbrăcat toată viața, de fapt. De acum lucrurile stau și mai bine de cum să te odată. Noutăți, ochelari noutăți. Tot e pe nou. Cu rasou, cum stai, naș? Cu nașul? Cu rasou. Nu te las fără naș. Asta vreau să aud. Auzi, Sara. N-ai încredere în mine? Cum să n-am nașe? Sara, de ce vă dă așa? Uite, tata. A, da. Nu am auzit că te-ai zgâriat. Te ștergeam. Bate cuba cu mine. Haide, Sara, hai că șterg dacă faci cuba. Haide. Haide. Bine, ha. Bă, pentru o cuba, bă, dar nu se poate. Să rămână, Miha. Ce faci, Miha? Bine. Ce bine arăți. Ai zăbit? Ia uite. De data trecută. Păi și mai bine acum. Ce faci? Bine. E murdară de fundă de tempă, că nu știu dacă ai văzut. Bă, putulește-te. Fundă la de tent la băieți? Am zis o apă plată, da? Și eu și Sara atât, apă plată. Ochelari. Ai bă de aici. Bă, dar ce zgârcită ești, bă, Sara, nu era așa. Te mai popăr eu, bine. Asta de aia 200 de euro, apă de aia? Da, bă. Mamă, ce mască șmecheră, ia uite, bă, Sara, ce mască are. De aia de milionar.
Nici nu i-am arătat bine materialele. Bine, eu i-am mai făcut video cu materialele. Că ea deja a început să-mi arate niște scheme. Adică făcuse niște combinații cu mătase, cu piele, cu auriu, cu roșu. Nu am înțeles nimic, n-am imaginație. Chiar sunt curioasă ce o să iasă. Eu m-am gândit la ceva mai simplu. Adică m-am gândit la niște cămășuțe. Mie îmi plac enorm de mult. Am și niște tatuaje pe spate care foarte, mie îmi plac. Nu știu dacă sunt frumoase, dar e frumos ce-ți place. Și m-am gândit la niște modele ca să se vadă jumătate de spate, așa gol, dar ele totuși aici să fie închise. M-am gândit la ceva elegant și cu niște mâneci așa, că mătasea se așează foarte bine, dar la o adică nu sunt eu creatoare. Nu sunt, nu am studii și cred că ar fi mai bine să merg pe mâna unor persoane abilitate care au studiat în domeniul ăsta, nu ca și mine. Eu doar mă gândesc ce mi-ar place mie să port. Eu mă vedeam într-o rochie de gen de plajă. Dar a trecut vremea verii, nu se mai pune problema. Sau niște cămășuțe din acele așa foarte fine, cu un spate un pic gol. Dar hai să vedem și ideea Mihelei. N-am înțeles la ce s-a referit. Deci, o să-ți asta dau un merge exemplu. Fain așa aici. Noi avem și la mânecă. Nu știu, sau nu știu cum, zic material eu. De combinație. Vreau să fii cu mine, să-ți le arăt, ca să înțelegi că nu se aruncă nimic, se folosește totul la maxim și se pune în valoare. Colecția de piele merge senzație. Uite, cu ce mi-ai adus tu, dacă vrei să-i dăm viță, cum are drag. Cum să nu? Sens, pentru mine chiar e o onoare și... Dar se potrivește? Nu o să arată un pic așa? Cu florile astea. Ascult, nu, ăsta nu-i. Păi asta de să te întreb, nu, știi? Nu, ăsta nu e. Păi chiar dacă e scump și luat din Bali, deci am mers până în capătul pământului să-l iau, am și mințit acolo. Deci Mihela, nu vrei să știi povestea materialului ăsta. Deci m-am dus acolo. Nu, de fapt m-am dus două zile. Cu Mițel? Cu Mițel acum. Am avut o discuție cu el și am zis, bă, Rubi, potolește-te că te-am adus aici să ai grijă de mama, nu să o bolnăvești. Cred că am înțeles. Cred că am înțeles. Dar mai câteva o iubește. Da. Da, pe tine naște. Eu foarte am câteva bani. Idei. Ideea ta de bază, am reținut-o. Dar trebuie să-i dai și finalul. Și atunci hai să-l facem în acum hai să în ne colaborare. Gândim. Stai un pic, fii atent, mai este și o chestie. Cam cu cât se poate, trebuie să ne gândim și în felul următor. Dacă eu am dat 1700 de euro pe bucațiile alea, dublu la cât am desfăcut pe masă, așa. Oare eu măcar banii îi scot pe material? Eu nu cred. Deci aia înseamnă că am băgat vreo 780 de milioane. Păi nu, de fiecare piesă se măsoară, se calculează. Cumpără oare cineva cu 200 și ceva de euro, 200 și ceva de euro o cămașă? Să știi că... De mătase naturală? Nu cred că o să creadă. Care se pierde la noi este... Sara, mergem la plajă, o lăsăm pe măta și mergem noi la plajă. Vrei? Bem un frape de la rece? A? Da, sau să facem bluze. Dacă sau poate facem altceva. Sau... Da. Exact, că ceva trebuie să facem, Clem. Bineînțeles. Mai am o singură chestie, o singură rugăminte dacă facem. Este putem să facem și câte o măscuță? La cu fiecare ajunge oare și de o măscuță? Pe fiecare produs și prototip pe care îl scoatem, putem să-i facem din același ton masca. Și mie îmi plac foarte mult materialele, mai ales textura lor. Sunt, se vede că sunt mătase. Mătase din vierme, adică mătase naturală, 100%, balineză. Sunt foarte greu de găsit astfel de materiale. Nu sunt imitații de mătase sau alte chestii, satin sau... Dar sunt puțin încărcate. Culorile sunt foarte frumoase. Dar am avut emoții vis-a-vis de percepția Mihelei vis-a-vis de materialele mele. Pentru că materialele au multă culoare pe ele. Doar am văzut și am observat că ea din suflet a apreciat aceste materiale și lucrul ăsta m-a bucurat. Bine. Dar e foarte bine asta. S-o țină obiceiul până la adânci bătrâneți. E bine că știi, aruncă cu telefoanele. Că de obicei alții... Recuzita. Am căzut recuzita. Păcat de... Ce da, dar are buzele alea cam mari. Da, nu? Chiar cu Florine, da. E frumoasă, mă. Da. Nu mi-am dat seama. Când am văzut-o, nu erau așa mari. Da. Ce să-ți spun? Mie îmi place. Bă, Florin. Îmi place. Îți place? Da. Super. Îmi place. Te duc la operație. Mai zi o dată. Așa.
Astea sunt cu rochii, cu alea. Eu nu o să mă duc la plajă cu Sara. Stau să văd eu hainele lor. Păi nașe, nu o să mergem la plajă, să mergem să bem și noi un frappe. Stau cu buzata asta să stea să și facă ea rochii. Păi nu o să mergem. Eu sunt femeie. Pe mâinile. Și am ieșit până la mașină să iau agenda cu rezervările și când m-am întors înapoi, mi-a sărit așa în față un manichin din vitrina magazinului care, de la depărtare, părea că are o bluză pe el, fără mânecă și doar într-o parte o mânecă așa bufantă. Mamă, și ce mi-a plăcut ideea? De fapt, era altceva, dar eu... Ideea este impactul ăla. Când vezi prima dată un model, nu? Eu mi-am închipuit că este un maieu, o bluză, gen maieu pe o parte și pe cealaltă parte așa bufantă și... Și am chemat-o pe Mihaela și i-am spus... De fapt, nu era modelul ăla. Era un maieu cu o haină pe un umăr. Așa era haina pusă pe un umăr. Și am zis, închipuie și tu ce am văzut eu așa într-o sclipire. Mi-ar place... ca unul dintre modele să fie ăsta. Chiar sunt curioasă dacă o să iasă așa ceva.